Bine ați venit astăzi în ziua de flori la două, la o acțiune cu două componente principale. E vorba de expoziția artistului Vasil Lipovolea și a fiului Nicolae și a prezentării de carte a prietenului nostru, ziaristului Gabriel Balașa din Botoșani. Шановні друзі, щиро вас вітаю в цей святковий день та нашого товариства, де будуть два такі дві події. Це виставка пана Василя Лиховолі та його сина Миколу і нашого колеги Габріела Балаша з міста Ботошан. До речі, ейч важ тут інтелігем Шеліма Рабунишу Гляняна, бо ми фере традучили паралела. Deci programul este liber, ne ducem ca acasă, în zi de sărbătoare și fiecare poate să își pună părerea, ori în plan oficial sau personal, unul la altul. Deci, cum a apărut ideea acestei expoziții? Să începem cu domnul Vasil Lipovolea. Dumnealui, chiar prin numele lui, deci este o, are o soartă interesantă, în orașul Rădăuț, din România, fiind deci, cu origini din renumita comună Brodina, unde s-au păstrat tradițiile huțurilor, apoi prin Pisadosul, da? Da, în anul 1958, părinții lui se mută cu traiul, cu domiciliu, în raionul Vișnița, în șipetele Siretului, și destinul dumneavoastră lui este legat de Ucraina. Totuși, eu sunt sigur că în el se combină deci, două vițe, deci două sau izvoare culturale, cel ucrainean și cel românesc, și așa a apărut această și ouăle sale încondiate, lucrările pe lemn, îl vedem ca o persoană care ține foarte mult la trecut, deci și lucrările ale mamei dumnealui. Și bineînțeles că ne bucură foarte mult faptul că tradițiile sunt deja continuate de fiul, care a absolvit facultate de fizică, dar se are ca hobby această deci, modelarea în lemn și după cum vedem și din diverse lucruri originale. Acum pe oaspetele nostru, domnul Ionel Ivan, ministru consilier, care reprezintă Consulatul General al României la Cernăuți și mulțumim pentru prezență și ne spun un mesaj de salut.